momentan așteptăm încă un act de la Ministerul Finanțelor Publice. După terminarea concursului, mai așteptăm un aviz din partea Ministerului Finanțelor ca să putem să luăm hotărârea în Consiliul Județean și să îi putem predea contractul de, să putem să încheiem contractul de management cu Peti Andraș. Aștept să vină la cârma aeroportului. Acolo știm foarte bine că sunt câteva probleme foarte, foarte urgente și aștept ca noul manager să-și pună în practică acele strategii pe termen scurt și strategia pe termen lung cu care trebuie aeroportul să o dezvoltăm și, în primul rând, să o salvăm, pentru că mai bine aș folosi acest termen. Momentan, știm foarte bine, sunt câteva situații care nu suferă amânare pentru rezolvarea lor și aici aș enumera doar câteva pe care mi le-am notat. Este o investigare, o închidere a investigației din partea Comisiei Europene. Știți foarte bine că suntem investigați din partea Comisiei Europene din cauza unor ajutoare de stat. Deci trebuie să se închidă aceste investigații. Este o problemă deosebită pista de decolare, care dacă nu va suferi remedieri foarte, foarte urgente, suntem în situația în care putem să pierdem licența de transport și, Doamne ferește, să pierdem licența de transport sau să se retragă careva din operatorii mari de pe acest aeroport. În această situație va fi foarte greu să reluăm discuțiile cu ei, să revină. Deci este iarăși o prioritate de grad zero cu care va trebui să lucrăm în perioada următoare. Mai așteptăm ca în primele zile din august să fie numit noul manager. Totodată sunt o mulțime de probleme administrative pe care trebuie să le rezolvăm, pe care cel puțin colegii de la aeroport l-au semnalat și este și o problemă cu regulamentul 139 cu autorizația totul pista și cele care au fost semnalate în baza acestui regulament. Bineînțeles că ne-am notat aici reacționalizarea unor taxe și tarife și pe care va trebui totodată ca în perioada următoare, după ce noul manager își pornește activitatea, să reluăm și cât se poate de repede